tocmai de la rugăciune de noapte, rugăciune de întuneric. Nu este priveghere pentru că nu are litie, ci este o combinație între utrenie și vecernia zilei următoare. În seara aceasta, sau cum spunem noi, în ziua de miercuri, pomenim vinderea Domnului Iisus de către Iuda, puțin iritat, după episodul cu mirul din vasul de alabastru. Simțindu-se puțin neluat în considerare, pentru că Mântuitorul a făcut o afirmație destul de categorică. Amin zic vouă, fapta femeii acestea se va pomeni în veacul veacului. De ce oare simțit nevoia Mântuitorul să facă această afirmație despre o femeie și chiar prostituată, adică desfrânată? Pentru că nu se ducea la club. Era desfrânată ea. Să ne arate că în acest vas slab stă toată înțelepciunea lumii acesteia. Adică, tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Și avem un episod în Scriptura Vechiului Testament, când o desfrânată a primit în Erihon iscoadele lui Iosua Navi, care s-au întors cu un strugure dus de doi oameni și a spus că aceasta e țara unde curge miere și lapte. Și cum i-a coborât prostituata din cetate cu cearșaful, cum se face câteodată la studenți, la un cămin la altul. Deci iată cum a lucrat Dumnezeu și s-a proslăvit printr-o femeie slabă. Când Olofern, un mare împărat filistean, care era de temut, încerca să-i biruiască pe poporul lui Israel, una iudit, frumoasă, ispititoare, s-a dus la cortul lui și i-a spus: în seara asta vreau să petrec cu tine și să-ți dau în mână toate iscoadele lui Israel și să iei ca din oameni. Dar mai înainte vreau să-mi faci și mie un hatâr. Ești bărbat frumos, ești bărbat războinic, ești bărbat puternic, ești bărbat aprins de pofta trupească. Vreau să te îmbeți și să bei vin și să mă muncești într-un hal sălbatic. I s-a suit la nebun prostia la cap și a băut pahar după pahar, cană după cană, până s-a făcut, cum spunem noi în termenul popular, muci. Femeia a luat sabia, tăia capul și a ieșit cu căpățâna din cort și le-a arătat-o filistienilor: ăsta e generalul vostru. Și atunci era o regulă de luptă: dacă omorai generalul, armata se declara învins. Și așa a scăpat pe Israel de nenorocirea acelei bătălii în inferioritate ca număr și în inferioritate ca experiență. Aceeași femeie, de data aceasta la Nazaret, fără suliță, fără armă, fără strategie, fără armată, fără tactici militare, îngenunchează tot cerul. Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Femeia se încredințează că este fecioară, că nu știe de nuntă, că nu știe de bărbat, că nu știe de dulceața poftei trupești. Cum se poate întâmpla aceasta? Și răspunsul cerului, strâmbate tot pământul,
cum este și axul pământului care îl ține în jurul axei sale. Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri, pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și atunci, femeia a arătat desăvârșită smerenie și ascultare. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, confirmă a doua oară același lucru, mi-a făcut mie mărire cel puternic, sfânt este numele Lui și mila Lui din neam în neam, de acum mă vor ferici toate neamurile. Și cea de-a treia confirmare o dă tot Maica Domnului când le spune celor din Cana să faceți tot ce spune El. Ce spune Domnul Hristos femeii care îl laudă? Fericiți sânii sub. Fericit pânte ce te-a purtat. Mai fericiți cei ce ascultă cuvântul Lui Dumnezeu și îl împlinesc pe El. Această femeie desfrânată a ascultat cuvântul Lui Dumnezeu și l-a împlinit pe El. Fapta ei va rămâne în veacul veacului. Cui s-a iertat mult, iubește mult, și cui greșește mult, îi se iartă mult. Noi avem două categorii de ortodoxi. Ultra-ortodoxi, perfecționiști, care sunt mai presus de Duhul Sfânt, aproape că poruncesc ei Duhului Sfânt ce trebuie să facă. Ortodoxi ponderați sau lucrători ai practicii ortodoxe, trăitori în Duh Ortodox, poporul binecredincios, poporul evlavios, poporul creștin, poporul ascultător, poporul echilibrat, poporul cu minte, poporul blând și păzitor de porunci. Și avem și o a treia categorie care se numesc leneși de serviciu. Îi greu postul, îi grea rugăciunea, îi grea evlavia, îi grea credința, îi grea liturghia, îi grea priveghere, îi grea scriptura, îi greu ceaslovul, îi greu acatistier. Asta e, dacă e greu, e greu. Ce poți să le faci? Deci, cei ce ascultă cuvântul Lui Dumnezeu și nu lucrează pe El, nu sunt fericiți. Și avem în seara aceasta răspunsul celor două categorii. Lăsați-o în pace. Ceea ce a făcut ea a făcut spre îngroparea mea. Pe sărace aveți pururile cu voi. Iuda vine și spune, milostenie, fapte bune, imagine, filantropie, azi, deoparte. Supărarea aceea din inima lui Iuda se transformă în omul care îl uită pe Dumnezeu. Și luăm un pasaj simplu, am vrut să le-am ales pe amândouă, ca să nu vorbim de pe pereți, și apoi intrăm în subiectul hristocentric al temei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscariotean, se duce la arherei și spune: ce voiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre. Deci până la urmă constatăm un lucru real și în ziua de azi. Că nu dușmanul tău te atacă. Nu dușmanul te ia frontal. Nu dușmanul vine să te atace în mod direct, el vrea să aibă o imagine a perfecțiunii prin slugile ticăloase, deci prin cozile de topor, toporul și pădurea, fabula lui Grigore Alexandrescu, nu o spun mai mult. Iar ei i-au dat 30 de arginți și de atunci au căutat ca să-l dea în mâinile lor. Vedeți? Fraza, esența aceasta, bucățica, nu este o chestiune de moment. Să nu aveți impresia că Iuda s-a dus azi și a spus
vi-l dau pe Iisus și a spus, adă-l la noi. Nu? Prefă-te că ești cinstit, prefă-te că ești corect, prefă-te că ești aproape, urmărește-i gestica, urmărește-i graiul, urmărește-i mimica, urmărește-i atitudinea, urmărește-i faptele, urmărește-i greșalele, exagerările, derapajele și vii cu ele la noi și cum pică momentul, suntem pe fază. Deci, ce face Iuda? Țese o mreajă a diavolului, repet, țese o mreajă a diavolului, în care, ca și diavolul din Carantania, ca și diavolul de la Gadara, ca și diavolul din alți îndrăciți și din fiul lunatic, încearcă să pună în inferioritate persoana lui Iisus Hristos, uitând că se luptă cu Dumnezeu. De ce v-am spus expresia asta? Ne întoarcem imediat în esența Evangheliei din seara asta. Asta e finalul. Ei au impresia că se pot juca cu legile lui Dumnezeu. N-au citit ce spune psalmistul cu 1500 și ceva de ani înainte de a se întâmpla episodul ăsta. Domnul sfarmă gândul boierilor și sfatul noroadelor. Sfatul Domnului rămâne în veac și pomenirea lui din neam în neam. Vedeți ce interesant? Iuda n-a ținut cont de treaba aceasta. Iuda a fost sigur că în inteligența lui rațională proprie este în măsură să trădeze un om care se crede fiul lui Dumnezeu. Nu știu prin ce mijloc ar putea fi, nu sunt convins. Totuși am stat în preajma lui și am văzut multe minuni, am văzut multe lucruri interesante, dar nu pot fi de acord cu toate. Aceasta era mentalitatea lui Iuda. Aceeași mentalitate o au și neortodoxii noștri, poate câteodată ultra-ortodoxi, prea-ortodoxi, foarte ortodoxi, exagerat de ortodoxi, perfect de ortodoxi, mai mult ca perfectul de ortodoxi. Mie îmi spui, eu l-am auzit ce spune, eu l-am văzut ce face, eu l-am văzut ce mănâncă, eu l-am văzut unde merge, eu l-am văzut ce lucrează, mie îmi spui cine-i cu tare și cu tare. Sori, în Evanghelia din seara aceasta este scris un cuvânt foarte greu, care vreau să-l leg de expresia aceasta. Mă nesocotesc pe mine, spune Hristos despre sine, și nu primesc cuvintele mele. Cuvintele mele au judecător ca să-i judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îi va judeca în ziua aceea de apoi. Pentru că eu n-am vorbit de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, acela mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Periculos text. Azi l-am descoperit citindu-l cu atenție. Deci fiți atenți la intensitatea textului. Tatăl m-a trimis, Tatăl mi-a spus, El mi-a poruncit ce trebuie să vorbesc. Deci ce constatăm de fapt în parcursul activității mesianice? Că fiul în calitate de rob nu cunoaște viclenia lumii toată. De aceea și îngerul a fost atât de înțelept și s-a arătat noaptea în vis lui Iosif și i-a spus să nu te temi să o iei pe Maria la tine, că ce-i în ea e de la Duhul Sfânt, habar n-avea Iosif de taină și ce-i cu ea, Maria n-a șoptit o vorbă. Îngerul a venit și i-a spus, ia-l pe prunc și merge în Egipt că îi primește ce era lui Dumnezeu să facă. Irod înțepenit și era gata, da? Nu-l mai urmărea nimeni. Alt împărat, altă dregătorie, nu? Dumnezeu nu intră în libertatea omului. Cele 10 plăgi al lui Faraon
din țara Egiptului, când el trece până eliberează poporul Israel să treacă Marea Roșie, n-au în ele lipsă de strategie sau de cunoaștere, ci de impertinență, de tupeu și de îndrăzneală umană, dar de când își amestecă Dumnezeu treburile lui în treburile mele? Eu sunt faraonul, eu decid, oricine ar fi Dumnezeul lui Israel, eu hotărăsc. Și în ziua de azi, pe același criteriu, orice ar vrea Dumnezeu și oricare ar fi voia lui, eu fac ce vreau cu viața mea. Eu fac ce-mi convine mie, sunt liber, n-are dreptul nimeni să-mi comande, n-are dreptul nimeni să-mi poruncească, nu poate nimeni să mă corecteze, nu poate nimeni să mă îndrepte, nu poate nimeni să mă sfătuiască. Mi-a plăcut expresia odată a unui tupeist. Ăsta e cuvântul potrivit. Să știți că cei ispititori de lege nu lipsesc nici astăzi. Vine un fecioraș, el se dădea drept evlavios, drept un pui de cunoscător de teologie, de ortodoxie, și mă întreabă dacă ar fi să-mi dați un sfat despre rugăciune. Ce mi-ați spune? Frate, zic, îți răspund cu ce spune Hristos. Tatăl nostru, de 7 ori, împărate ceresc de 7 ori, Psalmul 50 de 7 ori și Psalmul 142 de 7 ori și Crezul de 7 ori. Și acum 10 ani când am fost la dumneavoastră, același lucru mi l-a spus. Cred că e o placă care o puneți tot timpul stereo. Da. În Evanghelie de 2000 de ani, tot la stereo se citește în biserică, voi când stați să vă rugați, așa să vă rugați Tatăl vostru, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească numele tău. Când face preotul liturghia, începe cu împărate ceresc mânghietorule. Când se termină în jumătatea liturghiei și începe cea sfințitoare, se rostește crezul. Când începe rugăciunile la toate ceasurile dimineața, începe cu Psalmul 50. Când încep ceasurile celelalte cu utrenia, începe cu Psalmul 142. Deci, frate, nu poți să te învăț altceva. Dacă poți să zici și rugăciunea minții, ești binevenit. Dacă nu, asta e. Dar totuși, ce sfat îmi dați? Îți dau sfat să fii prudent. Și deodată explodează Sfântul din Sfântul de față. Ah, nu mi-a dat mie sfat și nu m-a convins. Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc, Teofil Părăian, Părintele Sofian de la București, vreți să mă convingeți dumneavoastră? Bă, băi, vezi că ești mare greșeală. Uită-te atent în telefon să vezi dacă ai numărul meu și te-am sunat eu. Uită-te mesaje, vezi dacă te-am chemat eu. Uită-te la poștă dacă e vreo telegramă în care ți-am zis eu, vină după sfat. Și patru, pentru că le știi pe toate, te rog să-mi dai un vânt de folos. Merită să mai stăm noi de vorbă când tu le știi pe toate. Și a plecat.